Noaptea de Revelion este specială pentru fiecare, însă pentru reprezentantele sexului frumos este un eveniment cu totul deosebit. De aceea vor să atragă privirile tuturor în noaptea dintre ani. Plecăm la Revelionul, nu îl facem în țară, îl facem la vecinii noștri în Serbia și mă aranjez de astăzi pentru că acolo nu mai, poate nu avem posibilitatea să ne mai aranjăm noi femeile. Pe lângă o coafură deosebită, doamnele vor să afișeze și o manicură ca la carte, dar și sprâncene bine conturate. Ce manicură vreți să vă faceți și cu ce ocazie? French și pentru Revelion. Ați făcut de mult programarea? Da, de săptămâna trecută. Reprezentanții saloanelor de înfrumusețare nu pot decât să se bucure. Câștigurile înregistrate în aceste zile sunt consistente. În această perioadă, salonul nostru este foarte aglomerat. S-au făcut programări cu 3 săptămâni înainte și încercăm să le facem pe doamne să arate în noaptea de Revelion așa cum le place. În cazul în care unele doamne au uitat să-și facă programare, saloanele de înfrumusețare și-au prelungit programul de lucru până aproape de miezul nopții.